să încep? Da? Încep prin a felicita gazdele pentru victoria de astăzi. Am întâlnit o echipă care a avut inițiativa jocului. Pot spune că au avut situații de a marca. Am avut la fel de adevărat și noi. Mi-amintesc că cel puțin în ultimul minut, când am avut o ocazie de a marca prin Ștefănescu, am încercat să revenim după 1-0. Chiar am atacat spre final și cu portarul, pentru că ne doream să scoatem un rezultat bun în meciul din această seară. Nu s-a putut, dar cu largul concurs al arbitrului de centru. Mi se pare strigător la cer ca un om, nu contează, arbitru, muncitor, mecanic, zidar, vede un lucru și apoi, la o anumită presiune, își schimbă decizia. Asta este strigător la cer. În ceea ce mă privește pe mine, eu trebuie să fiu mult mai calm, mult mai așezat, indiferent de situație, ar trebui să fiu liniștit, pentru că dacă vreau să ating țelul îndrăzneț în ceea ce mă privește pe mine. Ca și echipă ne doream și ne dorim în continuare, continuăm pe aceeași linie, o să eliminăm greșelile, pentru că într-adevăr am făcut și greșelile astăzi, dar ținând cont de adversarul pe care l-am întâlnit, chiar le dau circunstanțe. În ceea ce privește jocurile contra CFR-ului, pe teren propriu am avut în turul campionatului meci contra CFR-ului și un fault al nostru în careu. Pentru noi, în careu s-a dat apoi, imediat la următoarea fază, s-a dat penalti. Nu am făcut atâta tantam, dar dintr-un out, dacă este out, dă-l out. Dacă tu vezi că este pentru echipa respectivă, dă pentru echipa respectivă. Nu cum se face, da, de la out, pentru că în dinamica jocului, când echipa adversă sau echipa care are out se așează într-o anumită poziție, dacă tu ca central arăți într-o parte și apoi imediat schimbi direcția, normal că de acolo pleacă faza și se dă gol. De aceea este strigător la cer. Că dacă era un out care îl dădea și nu l-a văzut, dar arată pentru noi și apoi schimbă decizia pentru... Păi cum să nu vină nervi? Și a mai fost un caz, la fel am jucat acasă cu Timișoara, un arbitru arată gol, noi ne bucuram, toată lumea se bucura și după câteva minute schimbă decizia, nu mai e gol. Este incredibil. Și atunci cum să nu te enervezi? Pentru un alt. Da, pentru un alt, dacă e pentru mine, dă-mi-l mie dacă e al meu. Fault, out. A fost și situația asta, când fault, într-adevăr, dar, ok, n-a văzut omul. Dar după aia vede out și arată out pentru noi. Și sare banca de rezervă a gazdelor și schimbă decizia, mi se pare strigător. Unde-i personalitatea ta, băi, băiatul? Băi, băiatule, că mă duc acum am acasă, merg atâta drum, supărat de ce? Că schimb tu când vrei tu, arăți mâinile când vrei tu, de-aia sunt nervos. Asta e deranjabil, nu? Pentru că, până la urmă, puteau să ne bat pentru 90 sau puteau să... Ai deranjabil. Nu, îmi chemam ca să spun să încedeze că putem să egalăm, putem să scoatem un rezultat bun. Mă așteptam să mă trimit în tribună, mă așteptam să avem un arbitraj potrivit. Ne-am făcut și tricouri să scriem, să nu mai vorbim, să nu ne trimit în tribună. Că eram convins că imediat, cum depășesc spațiul, treci în tribună. Și atunci stăm calm, ne punem tricourile, vrem arbitraj. Eram trei oameni, eu cu Trică și cu Benone, cu antrenorul, cu portarii, vrem arbitraj corect. N-am mai apucat să le mai punem, că a venit băiatul și a zis, tu, du-te. Am luat geanta și am plecat. El și-a geanta acum, săptămâna viitoare îl văd iarăși. Întreb, dacă nu ești implicat și nu ești atent la anumite situații și anumite faze, ți se pare un arbitraj la echidistan. Aceea pentru un out, exact ce spuneți noastră. A, vă faceți pentru un out, ce naibii, de la un out? Da, de la un out. Dacă e al meu, dă-mi-l, că e out-ul meu. Mă plec cu el acasă, bat un out și se schimbă jocul. De-aia sunt nervos. Și de-aia sunt. Dar eu, în ceea ce mă privește, trebuie să fiu foarte atent, pentru că vreau ca să fiu un antrenor exemplu, să vin la meci, să zâmbesc. Dar când văd așa ceva normal, vreau să le spun jucătorilor, să mă vociferați, să fiți spre fair play. Păi ce să fac fair play-ul? Unde e fair play-ul? Da. Arbitrajul cu premeditare e mult spus? Cum? Da, nu spun asta. Faptul că se pune presiune, dar indiferent de presiune, cum pune Stoican, cum pune Dan Petrescu, Iuliu Mureșan, Gichagi, indiferent cine o pune, dacă tu ești cavalerul fluierului, te interesează pe tine ce spune Stoican și Dan Petrescu și Iuliu Mureșan? Dar ce să fac când n-ai personalitate, te duci acolo și tu faci glume și Caterinca cu Camora. Fără faze, meciul se desfășura și făcea, știi ceva, la jumătatea meciului, la pauză, am venit cineva din oficial al gazelor, nu știu exact,
nu m-am stat să mai, să privesc mesajul, că i-au spus, băi, atenție cum, ce faci, vezi atenție la faultul, la... Da, dar să știți că n-am greșit. Uite că e personalitate, ce te ești un cățeluș? Cățeluș mic, mititel. A, pleacă acasă și agentuța, eu mă duc, merg acum 1000 și ceva de kilometri, le cer pe jucătorii, cer. Le explic, uite ce am făcut, că v-am spus dinainte că la fiecare adiere de vânt se dă faul, nu mai vă spun în prima repriză, fiecare, pop, faul, imediat. Ei nu s-au uitat, că eu mă uit la meciuri, joacă Barcelona, Real Madrid, Bayern München, mă uit și eu cum joacă ea, cum pleacă, ce trasee își fac, sunt atent. Ei nu s-au uitat la arbitrajele alea, ei nu s-au uitat, de-aia nebunesc. Dar eu trebuie să fiu calm, să dau dovadă de diplomație, să spun, astăzi am avut o partidă foarte grea, să știți că a fost foarte greu, am întâlnit o echipă bună și uite așa treci, ce faci? Fii bă, băiatule, cavalerul fluierului, când intri tu, toată lumea taci. De două luni de zile toată lumea. Dani Coma vorbește de arbitraj, Dan Petrescu de arbitraj, eu de arbitraj, toată lumea vorbește de arbitraj. Deci e prea mult spus cu premeditare, dar eram convins că atâta presiune s-a pus pe ei, știa că e o forță. Mă interesează, domnule, nu, eu sunt, bă, ce să-i spun? Am mai vorbit și acum, că știți, dacă nu sunteți implicați în fenomen, vorbesc de echipa mea, să fiți atenți la lucrurile astea mărunte, că te toacă ușor. Care unul să pune corpul, care, lasă-vă jocul și la mine și la ei, lasă-vă să joace, să vadă lumea spectacol. Că lucrurile pleacă și de la antrenori, și de la jucători, și de la arbitri, dar în special de la arbitri. Lasă-vă jocul cu continuitate să meargă. Dă faulturile care sunt fault. Nu cum cade unul, pac, fault, întrerupe până bate ăla și uite așa vine lumea la stadion și după aceea am văzut. Nu e rin, nu e... Uite din cauza asta. Dar eu trebuie să fiu foarte calm și astăzi a fost o partidă câștigată pe merita gazdelor. Și uitați așa, mai trece un timp și... Gata. Și suporterii au fost la probleme în timpul meciului și la fel de suport? Nu am observat. Nu știu, poate și... Sunt și ei la fel de temperamental cum sunt și eu și... Pentru că, vă spun sincer, ne doream. Mulți oameni vor să construiască o echipă, să se bată în 3 ani de zile să câștige campionatul sau să câștige, să ajungă play-off. Eu ce am zis, strâng niște băieți în toate colțurile lumii. 3 care erau pe la Miroslava, jucători de Liga 3, 7 de prin capul verde, 2 brazilieni, niște români. Hai să facem toți o echipă. Cum în 3 ani? În 3 ani? Nu, domnule, eu fac în 3 luni. Dar o fac în 3 luni dacă am și asta, n-am ce să reproșez. Și au fost meciuri după fiecare meci. Am mai pierdut, am mai greșit, am mai... Arbitrul n-a fost cu tentă. Am strâns mâna, nu-i nimic, asta e, se mai greșește. Bă, dar când tu dai au și sare un băiat de acolo și zici, nu-i au, a, nu-i au, invers. Ce-i asta? Unde suntem? Vai de mama noastră, vai de mama noastră. Dar, v-am spus, principalul vinovat sunt eu, pentru că nu sunt calm, nu sunt atent la lucrurile astea mărunte. Asta spuneam, că cineva vrea să facă o echipă în 3 ani, pe bună dreptate, că până-i cunoști, până ce vezi ce caracter au, nu noi, în 3 luni, 4 luni, ce vrem. În play-off. De ce? Că suntem ambițioși, că vreau eu. Și voi vreți că puteți. Dar când sunt echipele echilibrate, jocul echilibrat, pentru că a fost un joc echilibrat, sigur, cu inițiativa CFR-ului, să fiu realist. Au avut jucau acasă, echipa care se bate la campionat, este normal să aibă inițiativa. Dar dacă mai ai și o adiere de vânt, pac! Normal că te deranjează. Că vrei să faci lucruri minunate într-o perioadă foarte scurtă și ești pe cale de a le atinge. Ești pe cale. Să le atingi. Păi și demoralizează ce se întâmplă înainte de meci cu FCSB? Păi dacă e o pauză până acolo. Este o pauză, într-adevăr, o să fim... sunt astea 2 săptămâni care le avem la dispoziție, pentru că și acolo vrem să batem. Că e Steaua, că e FCSB, că vin, că sunt cei mai buni din România. Jucăm cu ei, de la egal la egal. Jucăm cu ei și o să le punem probleme cu siguranță. O să le punem probleme cu siguranță. Dar nu mai vreau adieri de vânt din astea. Dreapta, stânga, gol, nu-i gol, întoarcem. Că s-a întâmplat, de-aia mă deranjează. Mă deranjează că s-a mai întâmplat. Cu Timișoara, dacă nu știu, dacă nici televiziune nu știau pe scor. 2-0, 2-1 la radio, nu vă mai spun, sunau oameni. Dom'le, că s-a terminat scor. Păi ați dat gol, acum au. Păi nu bateți voi, nu, cine, ceilalți. De-aia mă deranjează. Că dacă m-ai spus că a fost faul, dacă n-a văzut, nu e o problemă. Dacă îmi vezi cu ochii tăi, bă, băiatul meu, ai văzut așa, fii, bă, cavalerul fluierului. Ce cavalerul fluierului? Toată lumea vezi, sunt convins că și tata îmi reproșează, să-mi zică după aceea, bă, dar tu nu te uiți, bă, la ai tăi, uite-te, nu vrea, tu ești antrenor, antrenează. Da, măi, îmi antrenești tu că mai greșești și eu.
bă, dar măcar după aia am greșit, acum am greșit, n-am dat voie să fiu recalcitrant, stau în tribună, cât o stau, o etapă, două, nu mă interesează, cât stau. Tot ce face în antrenament, după aia se vede pe teren, că sunt eu sau nu, acolo e mai puțin important. Toate că sunt momente dificile în timpul jocului, când au nevoie de sprijin, au nevoie de să trag un pic de ecă, mai există stare de relaxare când dai de greu, și ar fi fost ideal și e ideal să fiu acolo. Dar de ce mă trimis pe mine în tribună? De ce? Hai să vedem de unde e greșeala. Din cauza unui om. Cine e arbitru? El ce face și acum? Gentuța? Se duce faza. Am greșit, dar ce mă deranjează? Ce a zis Dăpetrescu? De la un aut? Da, de la un aut, dacă e al meu. Dar mie mie că l-ai văzut. Nu te suci că face presiune. Cine face? Și așa o să-mi scăși tata. Bă, ai grijă de oamenii tăi pe acolo. Ce faci tu, tu ești antrenor, antrenează. Da, îi antrenez. Dar și ei săraci, acum am zis, vreau să ce să fac dacă dau, eu dau una la vișiniu și se mingea în aut. Mă duc să bat. Stai că nu mai bați, bate tu. Da, de la un aut, e al meu. Mie dacă mi-e și o scobitoare din casă fără să fii corect, mă enervez. O scobitoare. Dar vorbim de principii, vorbim de ținută, vorbim de lucruri mărețe. Și noi, în fine. Vedeți că și așa. Cum face? Face. Vorba lui Dani Coma. Să văd și eu, nu știu, poate, o fi printre oameni. Să vadă, bă, băiatul, vezi că arbitru, că îl învăț eu și arbitraj. Arbitru trebuie să stea aproape cu mâna, cu fluierul, să-l aibă, pentru că nu trebuie să treacă mult timp, să fluiere ca să nu se creeze. Pe asta e până fluieră, trece cu... Ce să... Mă ia nervi și vorbești de arbitraj. În fine, vorbeam acum doar de om. De om. Fii, bă, cavalerul fluierul. Da, de un aut, mă leg. Ca să știți, de un aut. Că e al meu. Cam atât. Mai aveți întrebări? Mă duc acum, mă liniștesc. Asta e responsabil. Am pierdut un punct. Că ce făceam? Făceam. Asta, mergem, batem pe steaua. Mergem acum și batem pe steaua. Da. Îi batem. O știu, cum? Vedem. Suntem încrezători că facem un meci mare. Că și astăzi, cred că începerea una, nu știu, o dominare totală. Au avut momente și am avut posesie. Câteva situații, ocazii. În fine. Întrebări? Mulțumim. O seară bună. Thank you.